Meniul servit bolnavilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța de Sfântul Nicolae ar putea face concurență oricărui restaurant luxos. Acesta include de la bucate tradiționale până la deserturi exotice. Bucătarii nu au uitat nici de pacienții care țin regim, iar meniul acestora a inclus bucate cel puțin la fel de delicioase. Fiind o sărbătoare foarte importantă, Sfântul Nicolae, bolnavii din Spitalul Clinic Județean primesc o masă foarte bogată și sostificată. Bolnavii de dimineață au primit ceai cu lămâie, unt, salam Victoria și rulada de pui. La ora 10 au primit iaurt și lapte 250 de ml, iar masa de prânz este atât de bogată încât au primit ciorbă de purcel comunul și varză călită cu pulpă de porc la cuptor. Regimul au primit cartofi naturi cu rosmarin și cu pește și lămâie, iar ca desert avem tarte cu fructe. Nici desertul nu a fost mai prejos. Pacienții s-au delectat cu tartă de fructe exotice și produse de patiserie.